și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Investigarea fraudelor bancare produse în Republica Moldova nici măcar nu a început, iar autoritățile duc de nas societatea atunci când afirmă că se înregistrează succese privind deconspirarea furtului miliardului. Procurorii s-au relaxat după ce banii furați au fost puși în cârca cetățenilor prin procedura de asumare a răspunderii guvernului în fața Parlamentului. În plus, volumul de creditare a economiei naționale scade și există suspiciuni că după marele furt al miliardului au urmat alte fraude și hoții. La aceste concluzii au ajuns cei de la IDIS Viitorul și Transparency International, care au prezentat rezultatele raportului preliminar privind monitorizarea evoluțiilor în sectorul financiar bancar din Republica Moldova în perioada decembrie 2016-mai 2017. Faptul că în Republica Moldova s-a produs o fraudă bancară fără precedent se știe peste tot în lume. Însă ceea ce a urmat după acestea nu este foarte clar. Problemele nu au dispărut și sunt departe de a fi soluționate, chiar dacă guvernarea încearcă să prezinte situația în culori senine. Pe anumite segmente ale fraudelor bancare au existat progrese, dar aceste progrese nu trebuie să fie puse în aceeași oală cu investigația furtului miliardului. Am avut cazul cu judecătorii reținuți privind laundromatul, dar nu vedem finalitate în acest proces. Am avut episodul discutat în spațiul public referitor la practica de creditare care a avut finalitate. Este ciudat însă că toate aceste elemente sunt puse în aceeași oală și prezentate publicului drept investigații de conspirare a furtului miliardului, ceea ce nu este deloc adevărat. Și astfel constatăm că acestea nici măcar n-au început. Vor începe când raportul Kroll va fi luat în serios și filă cu filă vor fi analizate constatările celor de la Kroll. Acolo sunt descriși anumiți actori, anumite operațiuni, transferuri și dacă acestea vor fi contrapuse cu anumite decizii ale politicului, vom putea spune că a început o investigație veritabilă. Din păcate, vedem o relaxare din partea instituțiilor de urmărire și investigare, în special după ce povara furtului miliardului a fost trecută în datorie de stat. Astfel, autoritățile mint atunci când raportează partenerilor de dezvoltare despre faptul că și-au îndeplinit totalmente angajamentele în rezolvarea fraudelor din sistemul financiar bancar. Realitatea nu este deloc așa. Riscul de fraudă persistă. Se mimează investigarea astfel ca interesele unor grupuri oligarhice să nu fie afectate. Un rezultat bun s-ar obține doar atunci când organele de urmărire din țară ar colabora cu cei de la Kroll, după cum spuneam mai sus. Și astfel, manipularea cetățenilor continuă. Ba cu furtul miliardului, acum cu schimbarea sistemului electoral, se mai votează câte o lege pentru ca grupurile parlamentare să fie egale cu partidele, se mai adoptă în grabă reforma guvernului și totul e bine și frumos în Republica Moldova. Între timp, șeful statului se ține de decorat preoți care se implică în politică, inclusiv episcopul Markel, iar Șefciuc se plimbă liber pe străzile din Chișinău, ca și cum ar fi ceva normal. Oare chiar atât de mult ne place să tăcem și să înghitem tot ceea ce ni se dă doar de dragul de a fi în zona de confort? Ne complacem în ceea ce am ajuns, iar asta nu face decât să ne tragă mai în jos decât suntem. Iar până nu vom fi vocali, până nu ne vom implica direct în soarta țării, miliarde vor fi furate, iar noi vom fi prostiți ziua în amiaza mare. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și în numele echipei Noroc TV vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Până atunci ne găsiți și online dând like paginii noastre de Facebook. Toate bune și o seară frumoasă să aveți!